În urma controalelor efectuate în perioada 1-5 iulie, poliția locală Moșnița Nouă a aplicat sancțiuni care au încălcat obligația legală de a lua măsura salubrizării terenurilor pe care le dețin. În cauza au fost aplicate sancțiuni în valoare de 90.000 de lei. Controalele vor continua și în perioada următoare, fapt pentru care proprietarii de terenuri sunt rugați să ia măsurile de igienizare necesare.